cred că există ceva cu care se poate compara bucuria pe care o avem în Domnul atunci când suntem în prezența Lui și în cuvântul Lui. David spune, mi-e sufletul plin ca și când aș fi mâncat ceva foarte hrănitor, vindecător, îmbucurător, plinătatea aceasta în prezența Domnului. Spun lucrul acesta pentru că Domnul subliniază în Ieremia spunându-ne, eu știu ce gânduri am cu privire la voi, știu unde vreau să mă duc, știu ce vreau să deveniți, știu cum o să vă simțiți, ce se va întâmpla în viața și ființa voastră, dar mă veți asculta și mă veți urma. Și când știi în sufletul tău ce dorință ai, lucrul acesta te inspiră. Pe pământul acesta, în lucrarea la care am fost chemat și suntem chemați împreună cu toții, am avut o singură dorință. Doamne, bucuria care ai pus-o în sufletul meu, datorită ție și numelui tău celui mare, pune-o și în inima aproapelui meu și fă să văd fericirea copiilor mei sau a celor care ascultă cuvântul tău. Și aceasta mi este dorința și în acest moment, când continuăm să explorăm o galerie de tablouri, de scripturi, de oameni ai lui Dumnezeu, confruntați cu această stare sufletească pe care Scriptura o numește să nu-ți pierzi inima. Uitați-vă la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine ca să nu vă pierdeți inima. Singura șansă de a nu ne pierde inima nu este acea fortificare a condiției psihologice, să gândim nu știu cum. Acestea sunt tehnici și metode care au fost probate într-adevăr în diverse studii, dar nu au niciun fel de putere sau de efect când este vorba de lupta sufletească a cuiva. Uitați-vă la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire, o batjocură, o înjosire așa de mare ca să nu vă pierdeți inima. Când Mântuitorul nostru aducea jertfa vieții Lui pentru viața noastră, Sfânta Scriptură spune, pentru bucuria care era înainte, a suferit crucea. El era pe cruce, dar nu se uita la cruce, ci se uita la bucuria aceasta a mântuirii noastre. Va vedea o sămânță de urmași, se va umple de bucurie. Acolo privea el peste timp. El nu auzea jurăturile, batjocurile, disprețul oamenilor care erau acolo și strigau unii una, alții alta, ci auzea glasul Tatălui care spunea, acesta este Fiul meu, Tu ești Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și noi suntem între aceste, vorba poetului Burtescu, mii de glasuri care rostesc una și alta, dar dintre și printre toate acestea, în sufletul nostru trebuie să domnească acest glas al lui Dumnezeu care spune, Tu ești copilul meu. Păi da, dar aceștia au zis, ce înseamnă ce au zis aceștia în comparație și prin contrast cu ce a zis El. Așa că în această împrejurare vom învăța împreună un cuvânt al lui Dumnezeu din Judecător, capitolul 6, în care ni se descrie rebotezarea, cum am zice noi, dat un alt nume lui Gedeon. Ierubal a fost numele dat, Ierubal, l-au rebotezat cu alte cuvinte, i-au dat un alt nume. Să mergem în context, acolo unde am mai fost împreună, dar de această dată vom urmări acest singur aspect care este în cuvinte scurte să nu vă pierdeți inima. Indiferent ce se întâmplă de s-ar prăbuși munții în inima mărilor, să nu vă pierdeți inima. De ce, Doamne, dacă este așa? Pentru că Dumnezeu este prezent. Pentru că El este Cel care ne-a adus într-o situație sau alta. Aceasta este o mângâiere pentru sufletul nostru fără egal. Iacov este confruntat cu moartea. Fratele lui cu 400 de tâlhari de deșert, cu cai și în armată, cruzi, vărsători de sânge, se îndreaptă unii împotriva unei tabere mici, era ca o mică turmă de oi acolo sau de capre, împotriva lor și el nu are altă apărare decât cuvintele și tu ai zis robului tău,
întoarce-te acasă. Tu mi-ai spus, am venit ca urmare a cuvântului tău. A fost extraordinar. Mergem în contextul lui Israel în care Gedeon primește chemarea aceasta. Și contextul și situația lui Israel, ca și a noastră uneori, sau a unor oameni care chiar acum ascultă acest cuvânt, situația este descrisă în aceste cuvinte care nu au nevoie de niciun fel de explicație. Judecător 6:6. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian. Și copiii lui Israel au strigat către Domnul Israel, foarte nenorocit. Deci nu doar nenorocit, foarte nenorocit. Îmi aduc aminte de o emisiune care am avut-o la Speranța TV și la încheiere am fost întrebat ce mesaj am putea să transmit, aș dori să transmit celor care au urmărit emisiunea aceasta. În clipa aceea, a apărut că trăiesc într-o altă lume. Zic, uite, chiar acum este o persoană cu o batistă în mână, care stă și plânge și a urmărit emisiunea aceasta și zic, este o intersecție, nu știe încotro să apuce. Și zic că făgăduința este aceasta. Nu știu dacă trebuie să o ia cineva în stânga-dreapta, dar făgăduința este aceasta. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, iată drumul, mergi pe el. După mult timp, m-a căutat o persoană, prin fel de alții au acel telefon, ne-am găsit, ne-am vorbit și a spus, zice, eu sunt persoana aceea care era cu batista în mână, era fugită de acasă și acum urmăream emisiunea aceasta în casa unui prieten sau rude și nu știam dacă trebuie să mă mai întorc înapoi acasă sau dacă să-mi continui drumul și deodată s-a făcut lumină în mintea și sufletul meu și m-am întors acasă și familia este bine aici unde este astăzi. Mai târziu am avut harul să cunoaștem la Key West pe fiica acestei doamne cu care am petrecut un timp așa de frumos și am auzit vești bune despre familia și căsătoria ei. Vreau să spun acest lucru clar și deschis. Israel era foarte nenorocit și Dumnezeu știa lucrul ăsta. Dumnezeu știe ce este. Domnul știe ce e în inima celui care ascultă, chiar în clipa aceasta. El știe absolut totul. Am fost aici la un examen la ochi și în momentul în care i s-a spus cuiva că nu există o soluție sau un tratament pentru situația aceasta, ochiului este definitivă, este permanentă, i s-a spus, întunericul acesta. Persoana aceea a fost atât de zdrobită. Există cineva acum care participă cu noi aici, care este în această situație, foarte nenorocit. Dar foarte nenorocit este adevărat doar dacă lipsește Dumnezeu. Dacă nu lipsește Dumnezeu, atunci acest foarte nenorocit se transformă într-un foarte fericit. Prezența lui Dumnezeu are această abilitate. Nu găsim acest lucru nicăieri în proștiință sau în vreo cunoștință, de a transforma foarte nenorocit în foarte fericit. Dumnezeu face lucrul acesta. Am trăit aceasta. Am trăit lucrul acesta de neimaginat. Poate am să menționez într-o prezentare viitoare când am fost coborât într-o mocilă cumplită acolo și rece și groanică și am considerat că e cea mai nenorocită zi a vieții mele, pe care m-a hotărât să nu uit niciodată și s-a transformat în cea mai fericită zi a vieții mele. Nu, dacă mă întreba cineva cum s-ar putea face așa ceva, aș fi spus, Doamne, omenește, n-ar avea rost nici să vorbim. Cum? Ce să mă iasă dintr-o astfel de nenorocire? Israel era foarte nenorocit, dar nu era părăsit de Dumnezeu. Dumnezeu era foarte aproape de el și abia aștepta. Și așa așteaptă El de la noi, de la fiecare, să dorim să ieșim din starea aceasta de foarte nenorocit. Noi suntem în starea aceasta de foarte nenorocit, sau cum este la Odiseea, nenorocit, or și gol. Noi suntem în această stare prin alegere. Nu este la mijloc vreo predestinație, vreo fatalitate. Nu este la mijloc vreo nedreptate împotriva cerului și a pământului, ci suntem în această situație de foarte nenorocit prin alegere.
Undeva, cumva, am virat în direcția greșită, în direcția opusă, am făcut alegerea greșită sau datorită acestui lucru suntem astăzi aici. Nu aceasta este însă, nu aceasta e problema, nu e punctul cel mai important. Punctul cel mai important este cel pe care l-a adresat Mântuitorul în întrebarea lui către omul de la Scăldătoarea din Betesda. Dom'le, eu văd că ești de 38 de ani aici în situația aceasta foarte nenorocită. N-ai pe nimeni pe pământ, nu ai nimic acasă, nici nu ai unde să te duci. Văd că acest, dar nu este asta problema. Păi asta e problema mea, zice el. N-am pe nimeni, uite alți oameni, au, eu sunt de 38 de ani aici, asta e problema mea. Nu! Nu, nu este aceasta problema ta. Uite care este problema ta. Vrei să te faci sănătos. Vrei. Aceasta e problema ta. Oh, niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Vrei să fii scos din această stare foarte nenorocită? Păi nu pot. Nu te-am întrebat dacă poți. Dacă vrei să ieși din această stare foarte nenorocită. Și omul a vrut. Atunci Iisus i-a spus, ridică-te, ia sfatul și umblă. Pune capăt celor 38 de ani de suferință aici la Scăldătoarea, la Poarta Oilor. Și lui Gedeon îi spune, e adevărat, starea este foarte nenorocită, dar puneți capăt stării acestea. Nu numai păcatului pe care mi-a spus Daniel lui Nebucadnezar, pune capăt păcatelor tale și poate ți se va prelungi fericirea. Pune capăt. Aceasta nu i-a mai spus lui Belșazar că nu se mai putea pune capăt acolo. El alesese un alt drum. Dar noi nu alegem drumul acesta în care să nu ni se mai spună pune capăt. Ci noi auzim glasul lui Dumnezeu care spune pune capăt, dar nu numai păcatelor, ci și stări de sărăcie, stări de victimă, stări de murmurare, de cârtire, de nemulțumire, de mizerie sufletească sau fizică în jurul nostru, de complex de inferioritate permanent, de acuzație la adresa situației sau oameni, pune capăt! Asta, la aceasta ne cheamă Dumnezeu. Și atât, acesta a fost cuvântul și solia simplă a lui Dumnezeu către Gedeon. Pune capăt stării nenorocite în care este Israel. Păi noi suntem în această stare. Lasă starea. Întrebarea este, vrei să pui capăt acestei stări? Vreau. Ascultă. Atunci ridică-te și urmează-mă. Vino după mine. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, Gedeon, care este un om foarte prudent, el nu este un credul. El este un credincios. Dar credincios nu înseamnă credul, după cum creștin nu înseamnă cretin. Omul acesta își întemeiază credința pe niște dovezi serioase, date de Duhul și de putere, manifestări ale lui Dumnezeu. El nu înghite nemestecat, a avut un vis și apucă pe o potecă sau pe un drum. Vrea să fie sigur cine este autorul acestui vis, ce înseamnă acest vis. Vrea să înțeleagă bine chemarea pe care o are, lucrul pe care l-a făcut, job description, se numește aici în America. Cum e descrisă slujba la care ești chemat? Ce ai de făcut? Care este? Și în momentul în care Gedeon este confruntat cu acest lucru, cu chemarea aceasta să scoată pe Israel din starea lui nenorocită, în momentul în care este confruntat cu așa ceva, primul lucru de care vrea să se asigure el este faptul că Dumnezeu este în spatele acestei chemări. O fi părând ea frumoasă, o fi părând cu perspectivă, poate la modă sau poate este aclamată, populară, așa mai departe. Nu acesta e subiectul, nu acesta e punctul cel mai important. Gedeon vrea să știe dacă în spatele acestei chemări este Dumnezeu. Că dacă nu este Dumnezeu, poate să fie chemarea chemărilor. Nu trebuie așa ceva și nu este a mea, nu e adresată mie, poate alt vecinului, dar mie în niciun caz. Dacă nu e Dumnezeu acolo, dacă ești tu acolo. Și el vrea să se asigure. Și a spus, așteaptă-mă, eu voi aduce o jertfă. Cu aceasta voi ști dacă ești Domnul sau nu, fiindcă un înger nu va primi jertfă vreodată, ci aceasta numai Domnul. Și el vine cu jertfa lui și Domnul a întins toiagul și jertfa a fost consumată și atunci Gedeon intră în această adâncă teamă de Dumnezeu cu această
adâncă prețuire și reverență în sufletul lui. Am văzut pe Domnul și voi muri. Nu vei muri, spune Domnul. Nu vei muri, nu se va întâmpla lucrul acesta, ci este o favoare. Este un har mare care s-a făcut. Mergem mai departe. Bine, trecem la lucru acum, da. Dar Gedeon spune, vreau să mă asigur că ceea ce urmează să fac se întâmplă sub călăuzirea ta și că tu ești acela care dai comanda să mergi împotriva lui Madian. Tu deschizi drumul, tu ești mergi împreună mea. A pus lâna și iar a pus lâna. În contextul credinței, probabil că mi-a spus, nu era cazul, nu mai era necesar, doar când știi că te trimite Dumnezeu, pentru că într-o lucrare de felul acesta îți este clar, nu mai ai întrebări, nu lipsește nimic, nu trebuie adăuga nimic, e clar lucrul acesta, nu ai văzut lâna nimănui. Totuși Gedeon face lucrul acesta. Și nu numai pentru sine face acesta. El trebuie să aibă un argument când vine înaintea poporului și să spună, m-a trimis Dumnezeu, toată lumea se ridică și mergem în direcția asta. El trebuie să aibă, de unde știi că te-a trimis Dumnezeu? Așa întreba Moise, Doamne, mă duc și spun, cel ce spune eu sunt, m-a trimis la voi. Dar ce putere să aibă aceste cuvinte asupra unor oameni istoviți complet, la căror robia le smulgea strigăte de disperare din suflet. Ce impact să aibă niște vorbe? Uite, a spus Domnul, pune mâna în sân, a apărut lepra aceea, pune mâna acolo, s-a vindecat. Pune pe aia cu șarpe, du-te și prezintă-te înaintea lor, dar nu o să mă crede, fă lucrurile acestea acolo, toamnă apă pe pământ, va fi așa. Adică, niciodată Dumnezeu nu ne cere nouă o credință suspendată pe nimic. Credința nu este suspendată, este o încredere în lucrurile nevăzute, dar nu lucrurile inexistente. Nu lucrurile imaginate de un om sau de un altul. În niciun caz. Și nimeni n-ar trebui vreodată să zidească edificiul credinței lui pe impresii, pe păreri, pe sau de căști și așa mai departe. Nu. Dumnezeu este aproape de fiecare dintre noi și întâmpină pe fiecare om acolo unde se găsește cu dovezile necesare și suficiente ca un om să poată înțelege că vine de la Dumnezeu lucrul acesta. Și începem acum. Începe lupta propriu-zisă. Să începem cu începutul, spune Domnul. Bun, gata, din ce parte atacăm? Nu atacăm pe nimeni. În noaptea aceasta te duci și atacăm cauza problemei. Pe cauza nu este Madian, uite tău. Nu, cauza nu este Madian. Madian este efectul. Cauza este alta. Cauza este idolatria, este Baal și Astartea. Două statui, un par de lemn sculptat din care oamenii cred că este Dumnezeu acesta. De acolo vine nenorocirea. Ceea ce vezi că se întâmplă și Israel a ajuns într-o stare foarte nenorocită este cauzată de această problemă. Așa suntem de lesne crezători, cum spune Biblia, și ne aruncăm asupra efectului, pierzând din vedere cauza. Eu am ajuns într-o stare foarte nenorocită, vreau să rezolv starea aceasta, foarte bine faci, dar aceasta se rezolvă cu îndepărtarea și eliminarea cauzelor care au dus aici. Și dacă nu sunt observate cauzele, indiferent ce se întâmplă, problema nu este rezolvată. Se rezolvă simptomele, se rezolvă aparența, leagă în chip ușurat ecrana ficei poporului meu, fardează ceva sau așa, dar nu se rezolvă de fapt suferința în sine, nu este eliminată cauza. Și în loc să avem un război, în loc să avem vărsări de sânge, în loc să fim confruntați cu moartea pe câmpul de bătaie, suntem confruntați cu credința. Suntem confruntați cu încrederea în Dumnezeu, pentru că Gedeon este chemat să înceapă cu începutul. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a scris Martin Luther cu privire la acest lucru. Și el spune așa, a fost distinct revelat lui Gedeon faptul că el trebuie să fie un iconoclast înainte de a fi un eliberator. Acestea sunt cuvintele lui Martin Luther. Iconoclast înseamnă unul care sparge tiparele, sparge icoanele acestea vechi și lustruite de sărutările idolatrilor. Chiar eram la un studiu biblic când a întrebat cineva
Domne, de câți ani repetați acest lucru? S-a dat un anume număr de ani. Iconoclast, spune Luther, trebuia să fie întâi cel care sparge tiparele tradiției și răului acestuia, ale idolatriei care erau întruchipate în statuia aceasta a lui Baal și în stâlpul acesta al Astartei. Trebuie să fie un iconoclast, a fost distinct descoperit de Dumnezeu, că trebuie să fie un iconoclast să spargă tiparele acestea înainte de a fi un eliberator. Și dacă vrei cu adevărat să fii un eliberator, începând cu propria ta viață, dacă într-adevăr dorești să faci lucrul acesta, vei începe cu acest iconoclast, cu această dermare și spargere a căilor vechi pe care un om a mers și a ajuns aici. Nu poți să mergi pe același drum și să ajungi la o altă destinație. Nu poți să combini aceleași elemente, să obții altceva. Aceasta înseamnă, ești imbecil, spune Einstein. Nu se poate aceleași elemente combinate în aceleași condiții, vor da totdeauna aceleași rezultate. Este o lege a constanței, fie în univers, fie în viața noastră. Permanent, aceleași elemente combinate dau aceleași rezultate. Aici, pașii lui sunt îndreptați către izvor, către rădăcină, către cauza problemei. Fă lucrul acesta. Și Gedeon se scoală în noaptea, înconjurat de 10 persoane care împărtășeau credința lui în Dumnezeu, care au crezut din tot sufletul că Dumnezeu i-a vorbit, că Dumnezeu l-a chemat, că Dumnezeu i-a dat semne clare și distincte că aceasta e lucrarea la care este el chemat și oamenii aceștia au împărtășit credința lui. Ei n-au avut o relație personală prin care Dumnezeu a spus, eu l-am chemat pe Gedeon. Dar când Gedeon le-a spus ce s-a întâmplat, Dumnezeu intervine prin Duhul Sfânt și, cum spune cartea lui Iov, adevărul devine convingător. Pavel spune, ne constrânge pur și simplu. Te obligă să recunoști. Duhul lui Dumnezeu le-a convins sufletele acestor 10 oameni că lucrarea aceasta de neimaginat, cine ar fi îndrăznit să se atingă de statuia lui Baal, chipul lui Baal, cine ar fi îndrăznit să taie stâlpul Astarteei când lumea tremura de frică pe când trecea acolo. Mi-a povestit o doamnă care a fost vrăjitoare, a fost ghicitoare. Zice, intra lumea în curtea la mine tremurând. Așa tremurau oamenii de frică de ceea ce spuneam și se întâmpla. Și așa era cu duhul acesta de ghicire asupra ei. Dumnezeu a devenit mare creștină și a trăit, s-a făcut o lucrare frumoasă, Mimi o chema. O lucrare ca aceasta, să ieșim să dărâmăm statuia lui Baal, ar fi cum ar spune cineva, hai să dărâmăm Vaticanul noaptea aceasta sau hai să dărâmăm the Temple of the Mountain, simbol islamic, the Dome of the Rock. Hai să dărâmăm un loc din acesta care este pentru omenire întreagă, un simbol de nenegociabil, de neimaginat să te atingi de așa ceva. Acest lucru se întâmplă acolo. Omenește vorbim, cine ar avea curaj să facă lucrul ăsta? Și totuși Dumnezeu îi pune în sufletul lui Gedeon un curaj și o libertate. Dumnezeu îi spune lui așa, fă lucrul ăsta, eu mi-asum răspunderea pentru, nu te trimit eu să faci treaba aceasta, dacă eu te-am trimis, eu știu tot ce se va întâmpla, eu răspund până la capăt. Gedeon trebuie să țină minte lucrul ăsta și noi de asemenea, când vorbim de o lucrare a lui Dumnezeu, totdeauna trebuie să păstrăm viu sufletul nostru. Dacă uităm, trebuie să ne scuturăm imediat mintea, adu-ți aminte. Cel care a spus fă lucrul acesta este însuși Domnul. A luat oamenii aceștia și au dărâmat altarul lui Baal. Dar lucrurile nu s-au oprit acolo. Înainte de a fi un eliberator, a spus Martin Luther, trebuie să fie un iconoclast. Au făcut lucrarea de spargere și de dărâmare a chipului lui Baal și a stâlpului Astartei. Dar lucrurile nu rămâne acolo gol sau vacuum. Mult am auzit în viață tot felul de propuneri cu privire la ceea ce ar trebui dărâmat și schimbat, dar foarte rar și foarte puțin am auzit spunându-se ce ar trebui să punem în loc. E ușor să lăsăm sufletul gol, e ușor să dărâmăm
un hotar care a fost așezat, înainte de a întreba cu ce ocazie a fost pus acolo. A doua întrebare, ce vom pune în locul acesta? Dărâmăm, dar ce punem în locul acesta? În același cuvânt al lui Dumnezeu, în aceeași noapte, Domnul îi vorbește lui Gedeon, după ce dărâmi chipul lui Baal și stâlpul Astartei, după ce le-ai dărâmat, acolo zidește altarul lui Dumnezeu și aduci jertfa pe acest altar. Dimineața s-au trezit oamenii și religia lor era pulbere. Nu rămăsese nimic. Toate fabulele lor, toate cărțile, volume între scrise despre Baal care dă ploaie și Astartea care dă fertilitate și căsătorește lumea și ea este zeița și așa mai departe. Toate aceste teorii au fost făcute pulbere. Amenințări teribile, blesteme, plângi în dreptul celor care se va atinge de, sau atinge, a făcut pulbere. Nu s-a întâmplat nimic. Dovadă că erau nimic. Dovadă că tot ce s-a scris și s-a spus despre o astfel de religie a lui Baal și Astartea erau lucruri goale, fără conținut. Pulbere totul, dar oamenii, acești oameni care s-au pomenit cu religia imaginațiilor și închipuirilor lor, cu tradițiile acestea goale și total nefondate, făcute pulbere grămadă jos, s-a trezit dimineața cu ele așa, aceiași oameni au văzut că în același loc fusese zidit altarul Domnului, jertfa era deasupra lui și ei nu pe ei nu i-a înșelat privirea când au văzut așa ceva, au înțeles clar mesajul. Acesta este adevărul. Dărâmăturile acelea, ruinele acelea, spărturile acelea teribile erau o mărturie despre cauza care a dus la nenorocirea aceasta lui Madian, care adusese Israel într-o stare foarte nenorocită. Se întâmplă că uneori se prăbușește, se dărâmă, se distruge o lucrare la care noi am pus poate mult suflet, multe investiții, multe cheltuială, se face praf în acel moment. Nu pare a fi un moment de bucurie. Se poate întâmpla că proba focului demonstrează că totul a fost construit din paie fântestie pe o temelie de nisip. Și atunci un om își vede lucrarea vieții făcută pulbere. Așa au fost oamenii aceștia, noaptea aceea au văzut că toată credința lor, toate predicile care slujbe, ce slujbe se țineau în templul lui Baal, ce se spunea despre Baal, care el a creat tot ce se vede, Astartea și așa mai departe. Toate aceste lucruri au fost niște bulici, niște deșertăciuni cumplite, bazate pe mintea rătăcitoare și bolnavă a unei generații care, a unei omeniri care din generație în generație a continuat să zidească la acest templu al neadevărului. Nu era adevărat că Baal este mare Dumnezeul cel adevărat care el a creat, Dumnezeul Soarele. Nu era adevărat nimic, dar o milioane de oameni credeau și se închinau acolo, fără să știe, așa cum spune Sfânta Scriptură, că de fapt lucrul acesta este nimic. Isaia spune, zice, idolii aceștia muți produc oameni care sunt ca și ei, muți. Omul devine asemenea celui căruia îi se închină. Tot acolo însă au văzut altarul lui Dumnezeu ridicat și au văzut și au trăit, au simțit în sufletul lor unda adevărului care a făcut să le vibreze sufletul, le-a câștigat inima, adevărul este convingător. Dar ce facem cu religia noastră care a fost distrusă? Ce facem cu sute de preoți, de sisteme? Uite, preoții lui Baal sunt toți aici. Avem copii la seminarul lui Baal, avem cu corurile lui Baal, avem bibliotecile toate ale lui Baal. Ce facem cu... Se prăbușește un întreg sistem. Ce facem cu lucrul? Scoate pe fiul tău afară să fie omorât pentru ceea ce a făcut, spun ei. Se prăbușise lumea lor, într-adevăr. N-ar fi fost motiv de supărare deloc. Era motiv de bucurie atunci când un om își dă seama sau când îi se prăbușește templul neadevărului, indiferent dacă toată viața a lucrat la asta. Dar suntem rareori suficient de maturi încât să ne bucurăm de așa ceva. Unul din profesorii cu care am discutat chiar la începutul construirii tezei mele mi-a spus, zice, vezi că este posibil ca la sfârșitul tezei să ajungi la concluzia că nu e adevărat ce ai crezut prima dată.
Avem acolo o propoziție care spune eu cred acest lucru. Bine, lucrează teza asta și demonstrează că acest lucru pe care îl crezi tu acum e adevărat. Aceasta înseamnă o teză de doctorat. Demonstrează lucrul ăsta. Și mi-a spus domnul profesor, s-ar putea să muncești foarte mult, s-ar putea să faci cercetări, să aduni materiale, să scrii o carte întreagă, așa este teza aceasta, și atunci la sfârșit s-a ajuns la concluzia că nu este adevărat ce ai crezut la început. Nu te speria, nu te dezamăgi, nu plânge, nu, nu e nimic pierdut, este super științific lucrul acesta. Tu ai demonstrat prin teza ta că nu e adevărat un astfel de lucru și cineva care recitește teza sau ideea pe care ai prezentat-o tu acolo și ai demonstrat că nu este adevărat, omul acela nu o mai ia pe drumul acesta din cauza care l-a făcut tu. Deci, în felul acesta înaintează viața pe pământ. Oamenii din dimineața aceea care au văzut dezastrul acesta al chipului lui Baal și stâlpului Astartei, n-au avut această gândire. Ce a fost extrem de tulburat și gata să omoare pe Gedeon. Versetul 30, capitolul 6, atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas, era tatăl lui Gedeon, i-au zis lui Ioas, scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui. Scoate-l să moară! Omul acesta este distrugătorul religiei. Iisus dărâmă templul și religia și Pavel schimbă obiceiurile, tradițiile noastre. Templul Dianei, atât de sfânt că a căzut din ceruri, vai de capul, Pavel acesta și toți vorbesc împotriva Dianei, mare Diana Efesenilor, mare Diana Efesenilor, au strigat acolo ori întregi despre lucrul acesta. Aceasta nu transformă un adevăr într-un adevăr niciodată. Indiferent cât ar răgni oamenii și indiferent câți oameni sunt acolo care răgnesc într-un fel sau altul. La fel este aici. Scoate-o să-l omorăm. Atunci tatăl lui, Ioas, rostește acest cuvânt de adâncă însemnătate. Aici este rugăciunea mea ca Dumnezeu să ne ajute să pricepem acest lucru. Prin credință pricepem, dacă îl vom asculta cu adevărat. Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfățișat înaintea lui. Oare e datoria voastră să apărați pe Baal, apărați pe Dumnezeu? Voi apărați pe Dumnezeu? Știți că în cartea lui Iov, la un moment dat are loc această discuție între Iov și prietenii lui. El îi întreabă, voi știți apărătorii lui Dumnezeu? Dumnezeu are nevoie de apărare, adevărul acesta are nevoie de proptele, să fie sprijinit că dacă nu sunt proptele o să cadă. Dacă este adevăr acesta, rămâne pentru totdeauna adevărul tău. Cuvântul tău este veșnic, este adevăr. Adevărul nu se schimbă dintr-o generație în alta. Sau cum spune lumea din vremea noastră, adevărul înseamnă una pentru tine, adevărul înseamnă una pentru noi, acesta nu e adevăr. Acestea sunt păreri despre adevăr, e cu totul altceva. Așa este în locul acesta aici, Ioas îi întreabă. Este normal să apărați pe Dumnezeu? Păi, dacă este Dumnezeu și spuneți că vă apără El pe voi, cum de a ajuns El la mâna voastră ca să-L apărați voi pe El acum? Chiar ascultam, sunt cărți scrise o grămadă, cum sunt niște voluntari care s-au înscris să-L apere pe Dumnezeu în toate problemele și unul dintre ei pe care l-am auzit personal a spus dacă noi nu biruim și nu suntem perfecți, sau despre Dumnezeu e pierdut. Și a spus Dumnezeu, mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat un pic de minte sănătoasă și inimă tare, dar am putut să aud astfel de vorbe fără să reacționez. N-am reacționat, am răspuns, n-am reacționat, dar este greu să asculte astfel de vorbe. Vorbiți despre Dumnezeu ca despre Baal, vor să apere pe Baal și îi întrebă eu, spui, dacă este Dumnezeu, dacă este Dumnezeu, voi trebuie să-i veniți în ajutor. Voi săriți în ajutorul lui Dumnezeu. Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineață. Asta a spus Ioas. Dacă este Dumnezeu și tu trebuie să iei apărarea, dacă nu-L aperi tu, băi, Dumnezeu este expus. Dacă nu-L aperi tu, tu ești apărătorul, tu ești păzitorul credinței, tu ești păzitorul
Nu? Domnul este păzitorul vie. Eu aud în fiecare clipă. Eu păzesc zi și noapte. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Nu voi păziți pe Dumnezeu. El nu are trebuință să fie păzit, apărat, să fie... Dacă s-ar vedea cât sânge a curs din mâna acestor apărători al lui Dumnezeu. Voi trebuie să veniți în ajutor. Dacă Baal este un Dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul. Nu este normal așa? Lasă să, dacă este el Dumnezeu. În ziua aceea l-au rebotezat pe Gedeon. În ziua aceea au pus lui Gedeon, versetul 32, au pus lui Gedeon numele Ierubal, căci au zis, apere-se Baal împotriva lui, fiindcă i-au dărâmat altarul. Iubiții mei, era aceea o societate a oamenilor victime ale unui conflict neadevăr, care și astăzi domnește în lume, îmbrăcat în diverse forme. Un ceva, un ce, care e pus în locul la cineva. Și oamenii aceștia au fost sinceri în decăderea lor teribilă, care era un idolatria lor. Dovadă că au fost oameni sinceri, că au crezut din toată inima că Baal este Dumnezeu și că stâlpul Astartei e sfânt și așa mai departe. Și oamenii aceștia, sinceri în rătăcirea lor, când au fost confruntați cu adevărul, nu au întârziat nicio clipă. Gata, au schimbat imediat numele lui Gedeon, au rebotezat, Doamne, apere-se Baal, așa este. Dacă este Dumnezeu, să se apere el. Și am cunoscut, am avut un iubit om în viață, nenea Vică Iordache s-a numit. Mi-a crescut sufletul în societatea acestor oameni și el a primit credința și într-o zi era cioplitor de lemn. Cioplea copaci mari, drept, perfect, poporul, fără instrumente, fără nimic. Era dotat de Dumnezeu. Și a fost acuzat că nu se mai închină la icoane sau nu le mai crede că sunt Dumnezeu sau ceva. Și, cu multă lume de față, el lucra acolo, a fost chemat imediat la gard de paroc și a întins icoana în față și a spus crucea. Și a spus sărută Vică crucea. Și dânsul a spus, zice, păi, dumneata lucrezi cu crucea și lucrezi cu poporul aici la cioplirea asta, fiecare cu instrumentul lui. Și atunci a sărut dumneata poporul cu care lucrezi eu, dacă îmi spui. Și dânsul îi spune, zice, Vică, să nu îi spui așa, crucea e sfântă. La care dumnealui spune, dacă era sfântă, nu te îmbătai și cădeai în groapă. Aici și-ai rupt-o în două și ți-a reparat-o neapărat schiv. Așa i-a spus. Acesta a fost răspunsul lui. Oamenii care au fost aici au spus așa, dacă era sfânt parul Astartei, cum spui tu lucrul acesta, dacă era Dumnezeu Baal, atunci ar fi fost cazul să dea un răspuns. N-a venit niciun fel de răspuns. Și-au atașat numele acesta lui Gedeon, Ierubal, l-au rebotezat. El se numește Apere-se Baal. Oricine din generația aceea, și nu știu cât s-a mai extins după, pentru că asistăm la căderi și recăderi în istorie, oamenii au recăzut în idolatrie după o generație sau două sau mai mult, dar oricine în generația aceea a fost mișcat de această profundă idee. Dacă este Dumnezeu, să se apere El. Și noi de multe ori suntem frământați, chinuiți sau seclati în lucrarea lui Dumnezeu, se întâmplă așa, se va întâmpla pe dincolo și pe dincolo. Dacă este lucrarea lui Dumnezeu, cu adevărat, și tu crezi lucrul acesta, adu-ți aminte atunci. Nu uita, ea nu este în mâinile tale sau ale mele sau ale altuia, ea e în mâinile lui Dumnezeu. Și Biblia spune, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Nu e vorba de tine, i-a spus Domnului Samuel, nu? Nu pe tine te leapă, nu cu tine au ceva. Au ceva cu mine. Acolo se întâmplă, de fapt, adevăratul conflict. Israel a găsit izvorul și cauza căderii și decăderii lui și stării foarte nenorocite în care era. Era idolatria aceasta, era Baal acesta și Astartea aceasta. Dumnezeu i-a dus direct la cauza. Oricare dintre noi
care va dori cu adevărat o schimbare în viață, indiferent cine, dar care va dori cu adevărat o schimbare, nu cineva care va găsi scuze pentru situația în care este, explicații, acuzații, în dreapta, în stânga, nu, cineva care într-adevăr vrea să pună capăt stării nenorocite în care se găsește. Fie că e vorba de o persoană, fie că e vorba de o familie, sau de o biserică, sau de societatea în care suntem noi. Oricine va dori cu adevărat să pună capăt unei stări foarte nenorocite, omul acela va fi primit de Dumnezeu, și Dumnezeu va conduce ca și pe viteazul Gedeon la sursa căderii și decăderii lui. Nu Madian era problema lui Israel. Nu Madian adusese pe Israel într-o stare foarte nenorocită, ci idolatria. Vă amintiți ce cuvinte i-a spus Ahab lui Ilie? Tu ești acela care nenorocești pe Israel. Și Ilie a spus, nu eu nenorocesc pe Israel. Idolatria nenorocește pe Israel. Banii și astarterii la care v-ați închinat și vă închinați voi, tu și casa tatălui tău, îi spune el regelui. Idolatria este cauza. Cerul a fost încuiat 3 ani și jumătate pentru vindecarea sufletelor voastre și a națiunii. E o binecuvântare tratamentul acesta cumplit și drastic și radical. Dar marea întrebare rămâne. Vrei să te faci sănătos? Vrei să ieși din această stare foarte nenorocită? Nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Tu crezi altceva. Tu crezi că bale Dumnezeu, tu crezi că ești bogat, m-am îmbogățit, nu-ți lipsă de nimic și nu știi că nu e adevărat lucrul acesta. Nu numai că nu e adevărat, dar lucrul acesta este ucigător, te otrăvește, te omoară. Cultivarea acestui fel de gândire și de imaginație în mintea și sufletul tău. Vrei să te faci sănătos? Bate Domnul la ușa la Odisei, e dat afară din cântări, din slujbe, din toate, nu e prezent acolo. Am răspuns unei persoane care mi-a trimis un material aparent fascinant și am spus, zic, dar lipsește Domnul din el. Despre Domnul nu e vorba nimic aici. E un material, o discuție între oameni foarte frumoasă. Dar lipsește Domnul aici. Și am dat textul acesta din Evanghelie, au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus din articolul acesta. Lipsește. Au luat pe Domnul din biserică și nu știu unde l-au pus și s-a așezat omul în locul lui. Și așa credeau ei că acesta e Dumnezeu, Baal care era acolo. Vrei să pui capăt acestor lucruri? Dumnezeu este cu tine. El te va conduce și îți va arăta cauza. Când îți va arăta Dumnezeu cauza problemei, vei fi dispus și smerit să primești adevărul acesta. Nu este simplu. Este dureros chiar. Este o rupere, iconoclas, spargere. Dar lasă în urmă acel simțământ al eliberării, al libertatea sfinților în lumină pe care o dă Domnul nostru Iisus Hristos și care ne este făgăduită și nouă care suntem aici. Tată, fii binecuvântat pentru cuvântul tău și fă din el totdeauna o lumină pe cărarea noastră. Dă-ne harul și darul de a dărâma din viața noastră ceea ce întunecă ochii noștri și de a zidi în sufletul nostru ceea ce aduce lumină, pace și bucurie. Îți mulțumim pentru icoana iubirii lui Dumnezeu, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Fii binecuvântat în veci. Amin.